fața nemiluitului raft din magazin, în ziua de astăzi el simte că are de depășit o povară. Este foarte greu să alegi într-un final un produs din miliarde de opțiuni. Și asta în ciuda faptului că atunci când ai plecat de acasă hotărât, știai ce îți lipsește de te-ai gândit că trebuie să scoți bani pentru asta. Ei bine, deși acasă lucrurile sunt clare, în târg treaba se complică. Și nevoia în fața raftului și a tuturor felurilor de produse interesante, colorate, îngrozitoare, suculente și cum mai vreți voi mai atrăgătoare, nevoia se bifurcă sau se trifurcă și atunci nu mai știi cum să fii mai ascultător față de lista ta de cumpărături. Ei bine, în ziua de astăzi, nu numai să fii cumpărător este așa de greu, ci și să fii un agent de vânzări sau un responsabil de magazin și așa mai departe. Pentru că misiunea unui agent de vânzări de succes este să și considere tot procesul acesta dificil prin care trebuie să treacă un cumpărător. Ei bine, dacă nu v-ați gândit vreodată până acum, atunci o să avem un mic demers informativ în seara aceasta cu ajutorul meu. Și anume, o să vă descriu care sunt cei 5 pași prin care trebuie să treacă fiecare dintre noi până când decidem să scoatem banii din buzunar. În primul rând, ne dăm seama că ne lipsește ceva acasă. Am rămas fără lapte, fără ceară de epilat, fără cravate. Nu mai avem cravate care să se asorteze cu ocazie. Asta nu e suficient. Mai trebuie să ne dăm seama că e atât de grav că nu mai avem o cravată turcoaz încât să decidem să acționăm în consecință. Deci, recunoaștem importanța nevoii. Apoi, de cele mai multe ori, cu cât mai costisitor este produsul sau mai mare nevoia pe care el o satisface, petrecem chiar o perioadă îndelungată, de la câteva minute până la câteva săptămâni, ca să ne căutăm modalitatea cea mai potrivită de satisfacere a nevoii sau de împlinire. Respectiv, căutăm pe site-uri de, prin magazine online, cea mai simpatică rochie pentru nunta surorii mele, caut în oserurile din toate orașele din Transilvania cea mai faină mașină la bugetul pe care l-am. Să nu mai zic de ce povară poate să fie când îți cauți casă. Toate astea înseamnă căutarea modalității potrivite pentru a-ți împlini nevoie. Apoi, tot cumpărătorul trebuie să facă o evaluare a opțiunilor. Te-ai cam decis, ai făcut o listă prescurtată a celor mai importante variante pentru tine și acum mai rămâne doar să o alegi pe cea mai bună dintre cele mai importante trei. Și al cincilea pas este că efectiv decizi să cumperi și se produce schimbul de bani respectiv de produs. Poate că nu ne gândim în viața de zi cu zi la lucrurile astea, însă dacă ne dorim să ne îmbunătățim abilitățile de persuadare, este nevoie să considerăm de la bază și aceste lucruri. Ei bine, ceea ce o să vă invit să observați în seara aceasta va fi un demers de vânzare a unui produs de cost mic, cost redus, într-un supermarket, respectiv într-o situație în care se face comerț cu anumitul. Și ca să vă fac tema de casă și mai ușoară, o să vă spun care ar trebui să fie strategia cea mai simplă pe care un agent de vânzări ar trebui să o urmeze, respectiv cel pe care îl voi impersona eu. În primul rând, ca să ne fie mai ușor să facem afaceri, căutăm să construim un pic relația cu celălalt. Și eu voi căuta să mă împrietenesc un pic cu viitorul meu cumpărător. Cum putem să facem asta? Printr-un, sigur, un salut, o discuție informală despre vreme sau ce
ne cade mai bine. După care e foarte important să căutăm nevoile cumpărătorului, să încercăm să aflăm ce își dorește, care e situația și contextul lui, cât mai abil cu putință. În continuare, va fi extraordinar de important să încercăm, după ce am identificat situația lui, să introducem treptat soluții. Deci căutați un cadou pentru soacră voastră, relația este mai distantă, dar totuși veți mulțumiți. Atunci vă pot recomanda acesta sau acesta sau acest produs. Este important ca produsul să fie prezentat și în lumina beneficiilor, nu a simplelor caracteristici. Și în final, trebuie să obținem angajament. Și sunt anumite momente specifice, premergătoare, momentului în care cumpărătorul decide efectiv să cumpere. Nu vă dați seama când ce se vinde, la scând de din cap, că întreabă dacă mai aveți, dacă aveți alte culori și așa mai departe. Ok, ca să scurtăm povestea, îl voi invita în față pe, sper, viitorul meu cumpărător din această seară, Tibor, împreună cu care vom trece prin un roleplay. Și scenariul este următorul. În Oșan, Tibi caută un cadou pentru prietena lui. Mai eu sunt aici să îl ajut. Poziția. La final să avem o discuție în care să vă cerem feedback pe cum a decurs roleplay-ul, așa că vreau foarte mult să fiți aici. Bună ziua! Bună ziua! Vă pot ajuta cu ceva? Caut o crepă. Pentru dumneavoastră, pentru altcineva? Pentru altcineva. Pentru mine crema este foarte simplă. Deci dacă eu îmi caut pentru mine, știu ce vreau, ar să fie și nu contează mirosul, dar în acest caz o să caut pentru soacra mea. Și astfel devine situația puțin mai delicată. Eu nu prea am experiență în domeniu. Dar dacă permiteți, este o situație specială, este un caz, este ziua, nu e ziua, ei vreau să fac un cadou. Pur și simplu, da, așa un gest frumos. Mi-ați putea descrie puțin personalitatea dumneavoastră sau aveți idee cât de frecvent folosește produse de îngrijire personală? Habar n-am. Personalitatea este, se potrivește complet cu ceea ce se zice de obicei despre soacre. Și tocmai de aceea vreau să o îmbrânzesc puțin cu crema. Eu mă gândesc la o cremă naturală. Oarecum cred că ar fi potrivit pentru oricine și de aceea nu vreau să eșuez. Deci, recomandați-mi, vă rog, o cremă cât se poate de generală. Adică de uz general, care să se potrivească pentru cât mai multe persoane. Am înțeles. Dacă îmi permiteți, eu cred că este minunat că doriți să faceți așa un cadou și o surpriză drăguță. Noi fi eu vreo naturalistă, dar eu cred că această cremă este interesantă. Acum, dumneavoastră o să-mi spuneți mai multe ce părere aveți, dar această cremă are extracte naturale și bio de ghimbir. Vă rog frumos să încercați. Nu se preluncească viața. Știți cum este și produsele astea bio. Nu încerc aici să vă vând marea cu soarea, dar... Perfect. Sigur, sigur. Avem aici o cremă, să zicem, mai de un zilnic. Aceasta, poate că are o alimentare.
se amestece, dar eu vreau un miros karma. Da. Din păcate, aici nu este doar mult de șeia, că avem și un extract de paciuli și lamina, în care este un pic afrodiziac. Nu știu dacă este chiar potrivit pentru... Atunci, cred că din aceste trei creme, că mi se par deosebite, această cremă ar fi spre ideal. Vă felicit pentru alegerea dumneavoastră și eu înclinat spre aceeași opțiune. Dacă doriți totuși să încercați, sunteți liber să faceți asta, dacă nu, eu pot ruga pe colegiile mele să vă aducă una dintre ele. Vă rog să rugați pe colegiile mele. Vă mulțumesc foarte mult, ați fost încântat în magazinul nostru. Mi-a plăcut, o să mai vin. Mulțumesc la revedere! Vă mulțumesc și eu foarte mult pentru vizionare, ca să zic așa. Ceea ce aș vrea să vă întreb în urma acestor minute de interacțiune e ce ați observat din ce v-am descris ca fiind pașii unei strategii simple de vânzări. Cât de eficient ați evaluat procesul în lumina acelor pași? Cum i-am implementat eu? Cum am răspuns vis-a-vis de întrebările cu vânzătorului? Eu am identificat patru importanți. Cred că cinci ai zis la început, dar poate nu mi-a fost bine comunicat. Era intrarea în contact și partea de socializare, identificarea nevoii și identificarea de nevoie, discuțiile pe marginea produsului și care sunt avantajele și dezavantajele. Și ulterior, closing. Ăsta e. Ok. Okay. Așa și consider că s-au implementat cu succes sau mai puțin. S-a făcut bună. Cred că probabil într-o situație reală este o întrebare despre preț. Mm-hmm. Ok. Fie un fapt. Și atunci sugestia este să fii incluzie în discuția asta sau... Ai lipsa de pașii pe care vreau să-i menționez și eu, poate ce aș mai adăuga ar fi nu neapărat un pas specific, dar pe tot parcursul mi-a plăcut că a fost ascultare activă din partea ta, mai mult a vorbit el decât ai vorbit tu. Mm-hmm. Ok, scuze că nu știu un element, dar cred că mi-a plăcut că ai integrat elemente din toate aride senzoriale, adică nu te-ai bazat strict pe faptul că era putea să fie vizual sau auditiv sau kinestezic, ci ai înglobat elemente din fiecare arie. Omul a văzut produsele, a putut să le testeze, a și auzit despre ele, astfel încât cu siguranță l-ai atins, indiferent ce fel de om. Și chiar fizic. Foarte Mi s-a părut interesant că mai întâi de a citat
final de primul pe gen verde, că ne-a zis, chiar la aceste bine, acum, da, toate că ți-ai început cu ce bio. Dar la final, ai terminat cu, să fii dacă cu consumatorul și că tu, ca ce s-a recunoscut, să fii mai sănătoră. Ok, și acesta a fost un bun, bun, pentru că chiar dacă inițial de ce se poate pas, mai vrea cineva să intervină? Vă rog. Am zis că și tu, asta o ai alergia de ceva, de ce proiectul personal contează mai mult decât știu, multe indicații tehnice. Uh-huh. Deci e bine ca agent de vânzări, de exemplu, să zici și părerea personală. Să o maschez. Ok. Bine, vă mulțumesc foarte mult pentru atenția și feedback-ul vostru și în final aș vrea doar să vă aduc așa în atenție că partea de closing the sale sau a încheia vânzarea ar trebui să existe și într-un demers de persoasiune zilnic, chiar dacă nu sunteți vânzători într-un supermarket, să îl determinați cumva pe celălalt să încline spre o decizie finală. Poate că asta ne-ar ajuta mai mult. Vă mulțumesc foarte mult!